Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Nicoleta Mănăile și urmăriți Roadele Pământului. În ediția de astăzi vorbim despre câtă mâncare aruncăm la gunoi, despre cumpătare, dar și despre ce spun statisticile că preferă românii să aibă pe masă. Mai apoi vă arătăm cum e și ce se întâmplă cu rapița în această perioadă. Și pentru că pomii fructifere au început să dea roade, mergem în Ținutul Zimbrului, în județul Neamț, și vă arătăm cum se cresc mere naturale și zemoase într-o livadă românească. Nu uităm nici de iubitorii de plante. Mergem la grădina botanică și vorbim despre lumânărică, o plantă decorativă care poate înveseli orice casă. Dar până atunci, anul trecut în România s-au aruncat la gunoi peste 2 miliarde de kilograme de alimente. Dacă ar fi să transformăm în bani această cantitate de alimente, ne-am dat seama câți bani aruncăm la propriu la gunoi. Care ar fi soluția? Aflați din interviul următor. România aruncă în fiecare an 2,5 miliarde de tone de mâncare. Cele mai multe sunt alimente gătite și produse de panificație. Vârful este în perioada sărbătorilor. În același timp, când vine vorba de bugetul de consum, românii alocă cea mai mare parte din bani pentru mâncare, de 2 ori mai mult decât media europeană. De ce aș cumpăra 5 kg de carne când sunt eu și cu nevastă mea în casă? Mai mult de 2 fripturi odată nu cred că putem mânca, dar mie mi-e foarte foame, mănânc eu 2. Deci cumpăr 3. Și a doua zi s-a mutat magazinul, a rămas fără marfă, nu. Mă duc și cumpăr încă 3, cum face tot vestul. Cumpărați numai cât aveți nevoie pentru o zi sau două, este primul lucru. În clipa în care veți face acest lucru, veți economisi fantastic de mulți bani și veți putea cumpăra lucrurile de calitate. Nu mai cumpărați cu ochii, cumpărați cu burta. Faceți socoteala cât se pierde. Dacă fiecare ar mânca cât are nevoie, una, poate n-ar mai fi așa de rotunjori, e și cazul meu, n-ar mai fi așa de rotunjori, poate copiii noștri ar fi educați să mănânce, să mănânce necesarul. Europenii au în general criterii similare pentru alegerea alimentelor. Mai întâi contează calitatea, apoi prospețimea și abia la final gustul. În cazul românilor, prețul este un criteriu foarte important. Marea majoritate a românului mănâncă produsele cele mai ieftine pe care le poate cumpăra și, din păcate, românul nu are o cultură alimentară. Noi am trăit ani de zile cu ce pica. Alimentarele erau goale. Nu putem să ne facem această cultură peste noapte și în clipa în care putem să fim păcăliți foarte ușor. Gustul este o chestie subiectivă, nu este obiectiv. Dacă mie îmi dați același produs mai prost și îl mănânc, în clipa în care veți da un produs bun, voi spune că ăla e prost, ăla bun e prost, pentru că eu m-am obișnuit cu celălalt. Anul trecut, alimentele s-au scumpit în întreaga lume cu o medie de 23%, potrivit indicelui prețurilor la alimente al Organizației pentru Alimentație și Agricultură. Între timp, gazul a devenit mai scump, iar stocurile de îngrășăminte s-au redus și costă mai mult, iar asta ar putea duce la noi creșteri ale prețurilor. O criză de producție nu poate exista. O criză a prețurilor, da. Pentru că prețurile e o chestie declarativă a Comisiilor Europene. Prețul este prea mic în Europa, așa consideră domniile lor, nu eu. Prețul la carne este mult prea mic, perfect real. Pentru că prețul cărnii trebuie să fie mai mare decât prețul legumelor. Sau al cerealelor, la România avem paradox, prețul cărnii e mai mic decât prețul unor legume, ceea ce este complet ireal. Dar depinde cât scumpim. E foarte greu de spus cât vom scumpi, dar atâta timp cât mâncarea există, cantitatea de mâncare poate scădea sau prețul poate crește așa de mult încât omul nu își permite să cumpără. Dar totdeauna va exista un produs foarte slab calitativ, natural însă, pe care omul va cumpăra și îl va duce acasă convins că mănâncă bine. Cum se iese din criză e problema. Că după o criză de genul ăsta ești la fel cu un defect al gustului. Ea nu o să știe niciodată care este gustul corect al produsului. Pâinea nu lipsește de pe masa românilor. Mâncăm aproape 100 de kilograme într-un an, arată datele Institutului Național de Statistică. Raportat la populație, România înregistrează cel mai mare consum de produse de panificație din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, mâncăm pâine aproape dublu față de media europeană.
În Tatăl nostru cerem pâinea. Pâinea nu e întâmplător trecută în rugăciunea domnească. Și atunci, atâta timp cât cerem pâine, avem nevoie de pâine, nu putem da cu piciorul în pâine. Nu e pâine, e alt tip de carbohidrat. Cartof, orez, paste, dar ele sunt absolut necesare. Ele reprezintă baza piramidei alimentare. Să ținem minte că energia vine din carbohidrat și nu din proteine sau din salate. Când vine vorba de carne, un român mănâncă în medie 77 de kilograme într-un an. În perioada 2013-2018, cantitatea de carne consumată de fiecare român a crescut cu 40%, arată datele Institutului Național de Statistică. Doza de carne, preparată de carne zilnică, este undeva între 80 și 100 de grame. Dacă mănânci un kilogram de carne pe zi, ai probleme. Nici mezelurile nu lipsesc de pe masa românilor. 7 din 10 români consumă cel puțin o dată pe săptămână mezeluri, sub diferite forme. Se mai pot face și în casă mezeluri. Haideți să ne amintim că și bunicele și mamele noastre găteau cândva și atunci un tip de carne curată, carne de țară, dacă se poate, mai ales atunci când avem copii, carne de țară făcută la cuptor, făcută la grătar, dar bine marinată anterior cu usturoi, cu un pic de piper, cu cimbru, cât să aibă acel miros, sigur, nu o să fie niciodată. Nu putem să fim în competiție cu mezelurile făcute într-o fabrică, dar cu arome din plante putem obține un produs destul de bun pe care îl punem într-un sandwich cu un pic de și copilul mănâncă cât de cât mai sănătos. Peștele nu este întotdeauna pe lista de cumpărături a românilor. Cu un consum anual de doar 7 kg de pește pe cap de locuitor, România se află mult sub media Uniunii Europene. Statistic, un european consumă cel puțin 24 de kg de pește în fiecare an. Acea grăsime este minunată pentru corn, este minunată pentru creier, decât să iei pastile cu omega-3, mai bine mănânci pește de 3 ori pe săptămână. Și dacă vorbim despre pește, haideți să nu fie afumat, haideți să nu fie marinat, haideți să nu fie din conservă. Când vorbim despre pește, vorbim de pește la grătar, la cuptor sau fiert. Când vine vorba de lactate, consumul a crescut în ultimii ani. Un român consumă 260 de kg de lactate în fiecare an. Fructe și legume, românii mănâncă cele mai puține dintre toți europenii. Doar 2% din populația țării noastre include în dieta zilnică cele 5 porții de fructe și legume de sezon recomandate de nutriționiști, arată datele Eurostat. Din generația anilor 80-90, noi nu mâncam roșii iarna. Roșiile se mâncau la borcan, roșiile erau în congelator, dacă aveai congelator, sau erau într-un bulion făcut de mama, de bunica. Nu exista roșie cherry de mâncat de Crăciun sau nu era pepene de Crăciun. Mâncam totul în sezon și atunci nutrienții respectiv se absorbeau altfel. Nu exista obezitate la copii. Fructele mai dense, banana, se consumă iarna, fructele apoase care hidratează se consumă vara atunci când cresc ele la noi. Și să nu facă drum lung. România produce mai puțin decât consumă și devine tot mai dependentă de alimentele din străinătate. Un exemplu este carnea de porc. Dacă acum 7 ani producția acoperea peste 70% din necesarul de consum, din cauza pestei porcine, acum România a ajuns să producă doar 55,3% din necesar. O fabrică serioasă care e autorizată, care e controlată, poate să cumpere carnea de porc numai dintr-o sursă singură. Asta înseamnă dintr-o fermă înregistrată și un abator autorizat. Asta înseamnă sănătate. Și dacă fabricile ar cumpăra din loc admis carne și ar da numai carne românească, înseamnă că am mâncat 20% din populație. Restul s-ar uita, ori prețurile ar sări în tavan. O parte din carnea care o mâncați este carne provenită din vânzarea la negru. De unde găsește el? Dacă mâine România ar fi închisă pentru carnea de porc, vă dau un scris că într-o lună de zile prețul cărnii de porc și al produselor din carne de porc ar crește de 5-6 ori. Atunci aș vrea să-l pe ce mai cumpăr. Înainte, bunicii noștri nu mâncau alimente care creșteau la distanțe mai mare de 50 de kilometri. Îi considerau pe cei care veneau de la munte cu diverse produse alimentare străini. Cumpărau de la ei cherestea, cumpărau de la ei pietre de moară, pietre pentru construcție, dar nu cumpărau mâncare. Lucrurile astea ne duc la acel bun simț al bunicilor și străbunicilor noștri, care mâncau din zona lor în niciun caz mâncare de la tropice și niciun caz mâncare de la ecuator. Acum, cum se face, se mănâncă agave în loc de miere. Deci haideți să ne revenim și să fim cine suntem, adică să înțelegem că este legătură esențială între ADN-ul alimentului pe care îl cultivăm și îl producem în pământul nostru și ADN-ul nostru. Niciodată pe imunitate nu vom avea un răspuns bun din băut ceai verde care crește în China,
așa cum am avea un răspuns imunologic excepțional dacă avem o cură, să zicem, de suc de sfeclă sau sfeclă roșie mâncată în salată. Sigur, ne putem răsfăța odată și putem fi deschiși la minte, dar să nu devină un obicei. Dieta trebuie să fie 80-20, adică 80% românească și 20% împrumutat. Teoretic, rețeta ca să fie produs tradițional trebuie să o declari și să respecti niște criterii. Iar al doilea lucru este că, potrivit legii din România, nu are voie să-l facă pe tip industrial, deci folosind utilaje de tip industrial, nu are voie să folosească niciun fel de aditivi, așa au hotărât ei, și nu are voie să facă decât cantități limitate, maxim 100 de kilograme, iar dacă face mai multe, indiferent de număr, nu poate să bășească 400 de kilograme, media pe zi. Deci aia care îi vedeți cu 100 de kilograme în fiecare zi, din start nu respectă un criteriu. Există producători de produse tradiționale, de pâine, de brânză, de cârnați. Sunt foarte puțini. Au cantități mai mici. România este a cincea țară din Europa după suprafața utilizată în agricultură, cu 13,5 milioane de hectare, conform ultimelor date ale Eurostat. Suntem în comuna Măgurele din județul Ilfov, pe unul dintre terenurile unde domnul Ion Olteanu cultivă rapiță. În momentele următoare, împreună cu dânsul, o să vă arătăm ce înseamnă o recoltă bogată. Vă amintesc că anul trecut, fermierii români, printre alte cereale, au avut producții record și la rapiță. În 2022, după cum puteți vedea și în jurul meu, semne bune anulare. Mai multe despre rapiță cu unul dintre cei care conduce topul fermierilor în România în reportajul următor. Fermierii speră ca producția de anul acesta să fie măcar la aceeași cantitate ca cea de anul trecut. În 2021, media a fost de peste 4 tone la hectar. Cât sperați să obțineți la hectar anul acesta? Tot ceea ce a ținut de inginer, de specialist, de omul de câmp, am făcut. Estimările sunt undeva la peste 4 tone, dar depinde foarte mult de ploile din luna mai. Dacă însă ploile vor întârzia și s-ar putea să avem surprize neplăcute și să scadă chiar sub 2,5 tone. Ar fi un dezastru dacă nu am avea apă. Anul trecut a fost un an excepțional pentru rapiță și media pe fermă a fost de peste 4200 de kilograme. Sperăm din tot sufletul să o atingem și anul acesta. În general, când vine vorba de rapiță, cei care încheie contracte din timp obțin prețuri mai bune decât cei care vând în campanie. Anul acesta, contextual, avem și un preț destul de bun la rapiță și atunci va fi un an bun și profitabil pentru cultura de rapiță. A crescut prețul față de anul trecut la rapiță? Este absolut firesc, în condițiile în care prețul la îngrășăminte s-a triplat sau în unele cazuri chiar mai mult de 300%. Era firesc să crească și prețul la rapiță. Domnul Olteanu este doctor în horticultură și unul dintre cei mai tehnologizați fermieri din România. În prezent are peste 300 de utilaje. Acum când scap de leasing-uri, mai am un an jumate și scap de leasing-uri, e bine. Dar în toți ăștia 5-6 ani a fost ca o apăsare. De asta și recomand fermierilor puțină prudență. Am văzut fermieri afară, spre exemplu, și am fost în multe ferme afară, care au tractoare și utilaje de peste 35 de ani. Noi se pare că nu prea am avut jucărele așa când eram mici și ne repezim să ne luăm jucării de-astea mari și foarte scumpe.
În ultimii 10 ani, rapița a câștigat tot mai mult teren în România. Nimic din ce ține de îngrijirea culturii nu este lăsat la voia întâmplării. În general, rapița merge în România pentru că avem și noi procesatori. Anul acesta am însemânțat 3500 de hectare și am rămas cu 3270 de hectare. E cam la fel ca anul trecut. Acum câțiva ani am avut 6700 de hectare atunci când am fost pe primul loc ca suprafață, cea mai mare suprafață de rapiță cultivată de un singur fermier. Un mic secret ar fi păstrarea apei în sol. Atunci, după recoltat, ar trebui să pregătim terenul cât mai puțin agresiv pentru ca apa să fie conservată. Și cu apa ce rămâne în sol și cu încă 5 litri de apă, în zona asta se învârte, între 5 și 7 litri de apă avem în septembrie, o ploicică, cum o numim noi, scoatem rapița afară din pământ, după care intervine omul și specialistul din noi, cu tratamente fitosanitare, cu insecticide, cu fungicide. O aducem într-o stare foarte, foarte bună. Orice fermier se roagă de 10 ori pe zi pentru ploaie. Nu cred că dintre fermieri există cineva care să n-aibă legătură strânsă cu Dumnezeu. Avem noi fermierii o vorbă că patronul nostru este Dumnezeu. Mai ales în condițiile agriculturii românești, adică fără irigații, Dumnezeu are un rol foarte, foarte important. N-ar trebui să spun asta pentru că Dumnezeu ar trebui să aibă rol foarte important și pentru oricine și pentru orice. Nu doar albinele se bucură de rapiță și o folosesc pentru a produce miere. Datorită compoziției sale, a ajuns să aibă largi utilizări industriale și alimentare. E cam singura cultură profitabilă și, bineînțeles, porumbul atunci când plouă, dar de obicei cam 2 ani din 5 e foarte profitabil porumbul, în rest sunt probleme cu apa. Rapița, fiind o cultură semănată în toamnă, beneficiază totuși de aportul de apă de peste iarnă. Nu că anul acesta avea un raport foarte bun. Este un deficit groaznic, este un deficit acumulat în 3 ani de zile, în 3 ani de secetă, dar totuși rapița încă se comportă bine, având și sistemul radicular destul de profund. Se duce după apă, cum spunem noi fermierii, și atunci producțiile sunt rezonabile. De altfel, mulți agricultori s-au îndreptat către această plantă și datorită faptului că nu este foarte pretențioasă. În general, întârziem momentul de recoltat la rapiță pentru că luăm întâi grâu care este mai vulnerabil la ploaie, la furtun. De exemplu, ploile din timpul recoltatului pot afecta foarte grav grâu. În schimb, rapița, fiind mai rezistentă la apă, la ploi, nu este afectată atât de mult. Anul trecut, România a obținut o producție de rapiță de 1,3 milioane de tone. Anii 2017 și 2018 au fost cu recorduri la producția de rapiță. Atunci, fermierii români au obținut peste 1,6 milioane de tone. Sunt mulți fermieri care au rapiță frumoasă, sunt mulți fermieri care au pus accent din ce în ce mai mult pe cultura de rapiță. Nu există un mare secret, există multe rugăciuni, mai ales în timpul semănatului, că atunci este perioada cea mai critică pentru rapiță. Dacă o scoți din pământ, adică dacă ai apă la răsărire, toate celelalte sunt lucruri absolut firești, lucruri normale pentru un specialist, pentru un inginer, ca să aibă o producție normală. Gheorghe Scutariu este din Agapia, județul Neamț. Trăiește de o viață în Ținutul Zimbrului și deține aproape 3 hectare de livadă. Românul, din vechile lui timpuri, a fost legat de pământ. Și va rămâne în continuare legat de pământ.
Totul este să ai credință în Dumnezeu și să pui mult suflet. Treci peste orice dacă ai aceste două lucruri. 90% din livadă este plantată cu meri, 10% cu peri. Acum pregătește terenul și pentru pruni. Prima livadă am făcut-o din 2011 până în 2016 și aceasta din 2017 până în ziua de astăzi. Cum e? Dacă o iei pe partea materială, nu știu cât este de frumos, dar dacă pui suflet și pasiune, este foarte frumos. Treci peste foarte multe piedici și ajungi la un moment dat, ești satisfăcut, ai făcut livadă, cineva din fructele tale mănâncă, așa, și mergem înainte. Domnul Scutariu știe totul despre pomi, de la rădăcină până la vârf. Are în grijă aproape 1800 de meri și peri, toți cumpărați din România. Toamna îl plantăm pentru că el are la dispoziție 6 luni de zile să se acomodeze cu solul. Și sistemul lui radicular e format din rădăcină propriu-zisă și niște firișoare ca firele de păr din cap, care se numesc rădăcini absorbante, care în primii 2 ani din viață sunt cele mai importante pentru pomul respectiv. Nu-l forțează ca și cum l-am plantat, de exemplu, în luna aprilie, când deodată, după câteva zile sau o lună de zile cu temperaturi coborâte, apar temperaturi de 25, 30, poate și mai mult de 30 de grade și intră într-un stres termic pomul și atunci nu putem decât să avem rezultate foarte slabe. Îl mușuroim de toamnă ca să păstreze și umiditatea peste iarnă și să nu înghețe, că la noi este o zonă un pic cu temperaturi mai coborâte. Ajung temperaturile în unele ierni chiar până la minus 25 de grade și atunci el trebuie protejat și să face așa numitul mușuroit. Se dezmușuroiește primăvara și se leagă pe șpalieri. Toată livada mea este în șpalieri. Își bazează activitatea pe știință și credință. De curând a absolvit și Facultatea de Agronomie din Iași. Nu putem spune că știm totul. Permanent suntem într-o învățare permanentă, într-o cunoaștere și într-o experiență permanentă. Ce are nevoie un pomicultor ca să poată să obțină roadele cele bune? În primul rând, trebuie să iubească pomii, chiar să vorbească cu ei. Dacă nu iubești pomii și nu vorbești cu ei și nu le dă tot ce le trebuie, pomul se depărtează ușor de el, ajunge la uscare. Ce trebuie să-i spui unui pom? Totul. Începând când îl plantezi, de când îl aduci din pepinieră, mai exact, și până de roadele. Și după aceea, trebuie să-i mulțumești, trebuie să-l tratezi, trebuie să-l îngrași, trebuie să-l coafezi, așa numită curățire. Ramurile le folosește pentru a hrăni pământul, iar altoirea o face primăvara când vremea se încălzește. Am lăsat o distanță de 4 metri ca eu să pot și pe o parte și pe alta să intervin și să toc toate rămurelele și crenguțele și ceea ce rezultă se va face ca un covor și va putrezi în timp și va fi un îngrășământ extraordinar pentru pom. Iar la toamnă vom avea mere sănătoase de aici. La toamnă cu siguranță vom avea mere, dar Dumnezeu e mare. Trebuie să avem mare credință și să ne rugăm să nu bată gheața, grindina. Dacă bate grindina, este grav. Adică la o grindină de 5, maxim 10 minute, producția scade cu cel puțin 50%. Sau chiar în totalitate, dacă ține 15 minute, să zicem așa, 20 de minute. Altoirea se face de la 8-10 grade în sus. Toate ramurile de altoire se iau în luna februarie și se păstrează până în luna aprilie. Se păstrează în pământ, în nisip, de asemenea, aceste rămurele pe care le folosim la altoire, ele trebuie să fie cât mai din vârful pomului, pentru că acolo, în vârful pomului, ajunge substanța nutritivă de jos, prima dată ea nu merge în lateral, ea se duce în sus și din sus coboară în jos, cum avem aici, de exemplu, pe aceste subșarpante în dreapta și în stânga. Ramurile se iau numai dintr-un pom care este nu sănătos, deosebit de sănătos, vigoros și care face producție foarte bună. De polenizare se ocupă albinele. Aceasta este
pentru prima albină care vine pentru prima dată și găsește floare. Dacă găsește floare, înseamnă că găsește nectar. Dacă găsește nectar, înseamnă că poate să facă mere. Vede și se duce. El este ca un fel de poștaș. Ea, mai bine spus, albina. Și anunță stupul. Stupul respectiv anunță și pe ceilalți stupi și se ia după ea și vine aici și face polenizarea. În România, anul trecut, cantitatea totală de fructe produse în țară depășește 900.000 de tone. Domnul Scutariu a obținut 30 de tone de mere la hectar, însă a reușit să vândă foarte puțin. Nu-i mult, dar nici puțin. Mulțumitor. Problema este desfacerea. Unde vă vindeți merele? La îngrosiști. Grosistul câștigă 4 lei, le dă cu 5 lei, mie mi se plătește 1 leu, maxim 1 leu 50. Și eu din leu respectiv trebuie să dau și la stat, că am societate, trebuie să cumpăr inputuri, îngrășăminte, tratamente, trebuie să fac lucrările de primăvară, de vară, de cosit, de mărânțăli crengile, de curățare, plus depozitarea și culesul propriu-zis. Soluția este ca guvernanții noștri să se unească, să-și pună minte la contribuție și să ajute fermierul român. Pentru că de aici ne hrănim toți. Fie că suntem ministru, fie că suntem cerșetor. Ajunge să fie un sac de îngrășăminte complex care are toate elementele și îl folosim la pomi, de la 90 de lei să fie la 500 de lei. Nu putem face așa agricultură. Peste iarnă, fructele trebuie ținute în anumite condiții de temperatură și umiditate ca să reziste de la un an la altul. Dacă sunt de bună calitate și sunt soiuri care rezistă peste iarnă, până în luna iunie, chiar iulie. Mărul acesta pe care mi l-ați dat dumneavoastră e de bună calitate și din toamnă? E din toamnă, este din luna octombrie și mai rezistă 2 luni de zile de acum. Măr care nu are gust și nu are miros, ăla nu este măr. Ăla este bombă chimică. Pomul, ca să-l plantezi, trebuie să aștepți 3-4 ani. Noi suntem învățați așa, românul. Astăzi investești 1 leu și mâine vrea să ia 3 lei. N-așteaptă 4 ani. Important este și cum sunt culese merele. Se ia mărul propriu-zis în mână și se ridică așa. În momentul când se ridică, această coadă trebuie să rămână pe fruct, pentru că acest măr se mai hrănește încă 30 de zile din această codiță. Cineva poate zice că stai, domnule, că ce mare filozofie să culegem un măr. Ia că nu-i chiar așa. Plus de asta, mărul, ca să fie păstrat ca lumea în afară de codiță, el trebuie așezat ușor, foarte ușor, în lădițe sau în boxpaleț, ca să reziste. În România, suprafața cultivată cu pom fructifer depășește 130.000 de hectare. Astfel, producem anual peste 800.000 de tone de fructe. Chiar dacă ultimii 10 ani au fost secetoși, iar iernile fără zăpadă, domnul Scutariu s-a adaptat. Mai mult decât să așteptăm la domnul ploaie, mi-am cumpărat 2 bazine de fibre de sticlă pentru fiecare livadă de 20 de tone, pe care ele sunt pline în continuu. Am un senzor de apă care, după ce la bazinul respectiv se scade 1 m3, intervine pompa și el tot timpul este plin și duc apă la fiecare pom. În medie, un român mănâncă aproximativ 100 de kilograme de fructe pe an, mult însă sub medie europeană. Cele mai consumate sunt merele, strugurii, prunele, cireșele și vișinele. Pakistakis a fost adus în Europa din pădurile tropicale din America de Sud. Este un arbust, dar în țara de origine poate atinge dimensiunile unui mic arbore. În condiții de apartament și de seră ajunge până la 1 metru, 1,5 m.
În aparență, inflorescențele seamănă cu lumânări ascuțite ondulate de aproximativ 12 cm înălțime. Florile nu au miros. Inflorescența este sub forma unui spic. Floarea din inflorescență este aceasta albă, vă spuneam tubulară, care se află la baza unei bractei mari, foarte decorative și galbenul acesta strălucitor. Deci ce de fapt ne atrage atenția? Bractea, care este o frunză modificată genetic și protejează floarea. E foarte înflorită acum, înflorește tot timpul anului sau doar în perioada asta? Înflorește abundent de la sfârșitul primăverii până toamna, dar dacă îi se oferă condiții și iarna, adică căldură și lumină multă, poate înflori în condiții de apartament, seră și iarna. Să nu scadă temperatura sub 14-16 grade iarna. Pachistachis este o plantă tropicală și, în consecință, îi place să stea la lumină, dar nu în razele directe ale soarelui. Trebuie ținută undeva la semiumbră, dar în același timp să aibă lumină. Să nu o ardă soarele în timpul prânzului, cel mai bine. Iubește apa, dar nu în exces. Cel mai bine pune mâna pe pământ. Dacă ni se pare uscată, îi dăm apă. Dacă nu, nu. Planta poate părea uscată la suprafață, dar de fapt la baza ghiveciului să fie prea ud pământul. Cel mai bine ghiveciul să aibă găuri la bază și să nu fie înfundate cu pământ sau cu pietricele. În primii ani ai dezvoltării sale, Pachistachis are o singură tulpină și, în consecință, o lumânare. Pe măsură ce planta crește, partea inferioară a trunchiului rămâne fără frunze. Se intensifică procesul de lignificare al tulpinii și atunci frunzele bazale cad și rămân frunze doar în coroană pe vârf. Are nevoie de un pământ fertil, bogat în humus, turbă, dar să dreneze ușor apa, nu suportă excesul de apă la nivelul rădăcinii. Deși vara este o plantă destul de setoasă, deci are nevoie de apă multă în perioada de vegetație, din aprilie până toamna, în septembrie-octombrie. Pachistachis se înmulțește cel mai ușor prin butași. Se înmulțește prin butași prelevați de pe plantele mature și vă spuneam că butașii putem confecționa și din resturile vegetare rezultate în urma tăierilor de corectare a formei coroanei. Se fac butași de vârf de câteva noduri, se reduc frunzele la jumătate pentru a elimina procesul de evapotranspirație. Așa arată un butaș, de aici vor porni rădăcinile, 1-2 noduri în pământ și restul afară, dar butașul să nu aibă mai mult de 5-6 cm per total și se pun în ghiveci cu turbă, perlit și un clopot de sticlă, o sticlă tăiată la jumătate, ca să le creăm microclimatul. Și când luăm sticla de pe el? Când încep să lăstărească și când lăstarii nu mai au loc sub clopotul acela de sticlă, dar treptat îl dăm jos dimineața, când nu bate soarele pe sticlă. Ridicăm un pic sticla, a doua zi și mai mult și mai mult până renunțăm de tot la ea, până se obișnuiește treptat cu lumina și aerul de afară. Pentru că ei sunt ținuți acolo ca într-un incubator. Este o plantă sensibilă la schimbarea condițiilor, dar și la dăunători. Cel mai întâlnit dăunător este musculița albă de seră, pe care o tratăm cu produse fitosanitare, substanțe fitosanitare de la magazinele de specialitate. Se fac tratamente odată la 2-3 săptămâni. Sunt necesare cam 2-3 tratamente la interval de o săptămână. Deci o săptămână stropim, o săptămână nu. Ar trebui, după 3 tratamente făcute corespunzător și în diluția recomandată, să scăpăm de musculița albă de seră.
Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București strânge semnături online pentru ca bujorul să fie declarat floare națională. Pe teritoriul României, din Banat până în Dobrogea și din Oltenia până în Transilvania și Moldova, cresc spontan 5 specii de bujor în rezervații naturale protejate prin lege, având un mare potențial biologic și ornamental. Astfel, în mai multe regiuni ale țării sunt organizate anual, în luna mai, sărbători și festivaluri ale bujorului. Cojile de ouă pot fi folosite ca îngrășământ pentru legume, plante și fructe. Se utilizează sub formă mărunțită sau infuzie după ce semințele au răsărit. Cojile de ouă au un conținut bogat de carbonat de calciu ușor digerabil și microelemente importante pentru dezvoltarea plantelor, cum ar fi potasiu, siliciu, magneziu și fosfor. Ceapa, morcovii, cireșele, coacăzele, salata verde, dar și florile răspund bine la fertilizarea cu astfel de îngrășământ. Dragii mei, cam atât pentru această ediție. Dacă v-au fost utile informațiile sau dacă aveți idei, păreri, sugestii, aștept mesajele dumneavoastră pe adresa redacției sau pe e-mailul emisiunii roadelepământului@trinitastv.ro. Eu sunt Nicoleta Mănăile și până data viitoare să fie timp cu roade bune și folositoare, pentru că din ceea ce ai, poți să faci rai. Pe curând!